viața, să adunăm nectarul științelor din lume, cum face albinuța, zburând din floare în floare, cât ziua e de mare, când soarele apune. În sălile de clasă îi vom vedea elea pe bunii noștri dascări cu inimi de părinți, vorbindu-ne de totul ce e frumos în viață, iar noi băieți și fete îi ascultăm cu minți și ori amintirii ne-o răspări ființa, indiferent de faptul pe unde ne-o afla. Dar îți promitem sincer, cum pot numai copiii, că scumpă dragă școală, nici când nu te-o uita. Și ultima ce aș vrea să subliniez. Eu locuiesc în Chișinău și din nefericire, din apropierea casei mele, în fiecare joi pleacă autobuse spre Italia, spre Rusia, spre alte țări din Europa în căutarea fericirii. Eu câteodată ies și le stau de vorbă cu tinerii care se duc acolo, care regulă le dau două, trei cuvinte, care le doresc succes, dar să nu uite că țara îi așteaptă. Țara îi așteaptă să revină. Și în legătură cu aceasta, am o poezie, se numește Fără voi se pierde țara. Luați atenție, satul se pierde, dar se pierde țara, gata, suntem dispăruți. Zilnic autocare pleacă de la noi spre țări străine, iar saloanele luxoase cu flăcăi și fete spline. Ei se duc, lăsând la vatră, copii mici și mame plânse, lanuri împărăginite, case preoate închise. Cine va culege via? Cine va lucra în nevadă? Cine a face ca Moldova planetă să se vadă? Seminții de alte neamuri vor veni să poposească, apoi stăpânilor pune prin moșia strămoșească. Ce s-ar întâmpla cu Ștefan care v-a lăsat o vouă? Somnul lui ar fi bezmetic, inima s-ar frânge în două. Nu vă vindeți anii tineri pentru euro și dolari. Mai bine la voi acasă fiți harnici și gospodari. Polivia chiar de aur, de-i străină te dezgustă. Oricât ți-ar părea că-i bine, fericirea e îngustă. Viața fără voi e tristă și urâtă primăvara. Nu plecați copiii de acasă. Fără voi, spete țara. Fiți sănătoși și să aveți grijă de țară. Și cred că elevii noștri pot ține cont de toate aceste lucruri. Domnule ministru, domnule Viorel Chibotaru, din numele tuturor copiilor, din numele tuturor cadrelor didactice, vă mulțumim mult că ne-ați onorat astăzi cu prezența dumneavoastră. Vă mulțumim pentru cadoul adus școlii, cred că ne va fi de folos și îl vom avea mult în școală și în memoria noastră, nu vom uita acest an frumos. Niciodată noi nu am avut oaspeți atât de mari. Vă mulțumim mult, mi pare foarte rău că nu aveți posibilitatea să stați cu noi până la urmă. Vă mulțumim mult și vă invităm să mai treceți pe la noi la școala, la gimnaziu Simeon Cipotară. Vă mulțumim din suflet, din numele tuturor celor prezenți. Vă mulțumim mult! Foarte frumos, din păcate trebuie să plec de aici imediat la Cocieri, acolo este un eveniment. Sărbătorim ziua Organizației Națiunilor Unite și avem acolo operațiune de misiunea păcii, batalion, mă duc să-i felicit și pe dânsii și să participe și cu dânsii. Vă doresc o vacanță cât mai plăcută și continuare sărbătorii de astăzi.